Situația epidemiologică în capitală este gravă, iar lucrurile se complică și mai mult din cauza că acest virus este tratat drept o glumă de o bună parte din populație. Afirmațiile au fost făcute de șeful adjunct al Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău, Boris Gâlcă, în cadrul prezentării unui raport la subiectul în cadrul Consiliului Municipal. Oficialul a accentuat, medicii sunt la limita puterilor, iar paturi disponibile în spitale sunt tot mai puține. Gâlcă i-a luat la rost și pe consilierii locali, că nu respectă regulile sanitare. Ședințele Consiliului Municipal sunt clasificate ca locul de dialog al dumneavoastră, în primul rând. Uitându-mă în sală, noi nu respectăm însăși noi regulile impuse, stimați colegi. Noi suntem un model pentru cetățeni. Funcționarul a insistat ca toți consilierii să poarte corect măștile sanitare. Observația responsabilului a venit după ce mai mulți aleși locali au intrat la ședință fără niciun obiect de protecție. Nu am văzut o femeie de serviciu care după fiecare cuvântare aici să vină să șteargă suprafețele. Ați vorbit la microfon fără mască. Eu stau aici, eu am mască, dar eu aspir după asta respirația dumneavoastră. Prezentând datele privind de situația epidemiologică în Chișinău, Boris Gâlcă a recunoscut că starea lucrurilor este deloc simplă. Noi în continuare credem că asta este o glumă. Asta nu este o glumă. Noi nu cunoaștem foarte multe despre acest virus. Situația epidemiologică în Chișinău este una gravă. În Chișinău astăzi avem exact 600 de pacienți astăzi internați în spitalele municipale. Da? Și pot să vă spun că avem adulți 412 și avem copii, diferența mai scurt. Avem 91 de pacienți în stare foarte gravă, în tratament și toate, apropo, toate stelele de terapie intensivă, toate paturile de terapie intensivă, noi le avem 30 la număr, fără Spitalul Sfânta Treime, toate paturile sunt ocupate cu pacienți în stare critică. Din numărul total de infectați, aproape 2000 de pacienți au forme ușoare și fac tratament la domiciliu. Boris Gâlcă a accentuat că instituțiile medicale în scurt timp nu vor mai face față situației dacă locuitorii capitalei nu vor trata cu seriozitate riscul de contaminare. Din cele aproximativ 700 de paturi din instituțiile medicale, 600 erau astăzi ocupate. În această ordine de idei, oficialul a vorbit și despre medicii din prima linie, care sunt la limita puterilor. 88 de cadre medicale din cele infectate la locul de muncă au beneficiat deja de indemnizația unică de 16.000 de lei. Pentru lupta cu pandemia de COVID-19, bugetul municipal are preconizate 43 de milioane de lei. Au fost distribuite astăzi 12,8 milioane către instituțiile medicale. Astăzi vă spun cu toată certitudinea, instituțiile au bani în cont, ei nu cer bani. Astăzi, din acele 12,8 milioane lei, în conturile tuturor instituțiilor din oraș, ale noastre, din municipiu, mai sunt circa 6 milioane de lei. Dacă apare o necesitate, avem o rezervă de circa încă 30 de milioane de lei. Anul încă nu s-a terminat. Înțelegem că vine al doilea val. Municipiul Chișinău este lider la numărul de îmbolnăviri zilnice. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, cele mai multe cazuri sunt în oraș. Până în prezent au fost confirmate peste 4.800 de contaminări cu noul virus.